Astăzi am avut ultimul zbor în rol de stewardesă, așa că am decis să filmez această zi ca să o vedeți și voi și să-mi rămână ca o amintire aici pe TikTok. Foarte mulți dintre voi mi-au scris că ar vrea să mă vadă în avion și cel mai probabil că acest lucru nu se va mai întâmpla. M-am gândit să vă iau la ultimul meu zbor prin acest filmuleț. Ultima mea cursă a fost să fie Madrid de la ora 5 seara și cu un echipaj minunat. Inițial trebuia să zburăm cu Airbus A320, dar din motive tehnice a rămas la Fumicino, așa că am luat aeronava A321 și pentru că e mai mare trebuia să fim 5 însoțitori de zbor, așa că o colegă a avut norocul să fie chemată din standby. Le-am adus colegilor câteva prăjituri pentru că merită. <laughs> Zborul a fost destul de liniștit, pasagerii foarte cuminți. Din păcate la Madrid ploua și chiar am avut parte și un pic de turbulențe. Nu știu cum vă, dar mie chiar îmi plac turbulențele. După ce s-au terminat, ne-am făcut și treaba prin cabina. Între timp am ajuns și la Cluj. Se făcuse ora 2 și 30 de minute. Ne-am luat rămas bun de la pasageri și încet, încet am plecat și noi acasă. Dragilor, vreau să vă zic că voi posta în continuare despre aviație, pentru că chiar dacă nu voi zbura, rămân în acest domeniu.